Primele cazuri de gripă aviară din România au fost confirmate în județele Prahova și Bacău. Din fericire, sunt doar cazuri sporadice, iar virusul nu s-a extins. Păsările migratoare, în special cele acvatice, sunt considerate rezervorul natural de virus pentru gripa aviară. Boala evoluează în mod acut cu moarte subită a păsărilor afectate în 24 sau 48 de ore. Gripa aviară se răspândește foarte repede și afectează un număr mare de păsări. Cu cât contactul dintre păsările bolnave și cele sănătoase este mai strâns, cu atât mai ușor se poate transmite infecția. La nivelul județului Olt s-au luat măsuri de a preveni apariția bolii. În 20 de localități țintă, medicii veterinari supraveghează populația de păsări. DSVSA Olt desfășoară permanent program de monitorizare și supraveghere a influenței aviare la păsările domestice, din exploatațiile comerciale și exploatațiile non-profesionale, din localitățile țintă stabilite de specialiști din partea Serviciului de Sănătate Animală, 20 de localități țintă, situate pe cursul râului Olt, de la nord la sud, precum și la păsările sălbatice, constând în inspectarea periodică a habitatelor acestora și prelevare de probe de la păsări bolnave sau moarte, domestice și sălbatice, din speciile țintă. Supravegherea suplimentară a influenței aviare se face prin verificarea normelor de biosecuritate în exploatațiile comerciale de păsări de către specialiști din partea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Medicii veterinari fac apel la populație să respecte măsurile necesare pentru a împiedica răspândirea virusului. Menținerea păsărilor din gospodărie în adăposturi închise, interzicerea mișcării acestora din sau în afara exploatațiilor fără aprobarea autorităților și interzicerea accesului rațelor și gâștelor domestice la luciu de apă sunt doar câteva măsuri impuse pentru limitarea apariției bolii. În cazul identificării de păsări moarte, trebuie contactat de urgență medicul veterinar. De asemenea, s-a decis interzicerea organizației de târguri, piețe, dar și expoziții de păsări, tocmai pentru a limita pe cât posibil răspândirea bolii.